Marian Fulca, președintele PPD de filiala Argeș, spune că în urma referendumului a ajuns la concluzia că românii s-au maturizat din punct de vedere politic. Iată că românii, cred eu, că au ajuns totuși la o maturitate politică și au înțeles că este foarte important ca politicienii să nu se mai joace cu sentimentele și cu influența în sensul de a-i determina pe ei să ia niște decizii pe care ulterior să le folosesc politicienii numai în favoarea lor și a grupurilor lor de interese. Totodată, Fulga spune că referendumul din 29 iulie a dat un semnal atât pentru Traian Băsescu, cât și pentru cei din USL care au dorit să acapareze puterea într-un timp atât de scurt. Referendumul ăsta a dat un semnal în sensul că intrăm într-o altă perioadă, care ar trebui să fie o perioadă de reconstrucție socială, economică, politică. O palmă a primit și Băsescu prin faptul că aproape 90% dintre cei care au ieșit la vot au votat împotriva lui, acea cifră de 7.400.000 de români. Și o altă palmă au primit-o ceilalți pentru faptul că în dorința de a accede cât mai repede la puterea absolută, practic de a acapara toată puterea în statul român, au forțat acest referendum. De asemenea, Marian Fulga a spus că s-au făcut eforturi pentru a scoate lumea la vot. Știu bine și eu, pentru că în duminica referendumului am mers în mai multe localități, dar am stat de vorbă și cu foarte mulți colegi, ce eforturi s-au făcut pentru a scoate lumea la vot. M-au sunat prieteni din vârful muntelui, după undeva de la Malaia, și veneau microbuze și îi rugau să meargă la vot, ei erau cu cortul, ba să le mai dea și un picnic, doar să-i ia de acolo, să-i ducă la vot. Și ei n-au vrut, bineînțeles. Nu se poate să te prevalezi de faptul că drag popor român, eu ți-am dat undița și tu nu poți să pescuiești. Asta e o dovadă în plus că politicienii de la nivel parlamentar nu sunt pe frecvența poporului român.